Bună seara, dragi telespectatori, și bine ați venit la o nouă emisiune La Pas prin județele Moldovei. În această seară, așa cum am anunțat în promo pe pagina de Facebook, facem un popas metaforic în comuna Grozești din județul Iași, iar invitatul meu în platou este primarul comunei, domnul George Cristea. Bună seara, domnule primar, și bine ați revenit la noi. Bună seara, mulțumesc de invitație. Salut și eu pe această cale telespectatorii Tele-M și în mod special cetățenii din comuna Grozești și din județul Iași, și am putea saluta și pelerinii care au venit la marea sărbătoare exact a Iașului, a cuvioasei Paraschiva. Așadar, dragi telespectatori, vorbim despre o administrație aparent mică, dar care se zbate să țină pasul cu tot ceea ce înseamnă evoluție, cu tot ceea ce înseamnă civilizație, cu tot ceea ce înseamnă confort și condiții bune pentru cetățenii comunei. Nu uitați, suntem live și pe pagina de Facebook Tele-M Iași, astfel încât dumneavoastră, cei care sunteți departe de țară, dar vă doriți să aflați noutățile de acasă, iată că aveți posibilitatea să ne vedeți pe Facebook Tele-M Iași. M-am gândit la un citat și Ileana Vulpescu spunea atât de frumos că fericirea, multă puțină câtă este, e în noi și nu ne-o poate da sau lua cineva. Cred că dumneavoastră, primarii care, iată, acum sunteți din nou la linia de start, au trecut alegerile pentru primari, dar de acum înainte urmează tot ce înseamnă validări și organizare, Consiliul Local, viceprimar și așa mai departe. E logic că ați cules în acest an roadele muncii și fericirea dumneavoastră bănuiesc că este în ceea ce vedeți în comună și în faptul că cetățenii aceia care v-au votat, și au fost mulți din câte mi-aduc eu aminte la momentul alegerilor, au apreciat munca dumneavoastră. Nu ne-am văzut de multă vreme, domnule primar, și era firesc, iată, este o perioadă frumoasă, este deja toamnă, tema emisiunii Comuna Grozești în culorile toamnei. Cum este Comuna Grozești astăzi? Ați atins foarte multe subiecte, nici nu știu cu pe care le vom discuta în emisiune. Ar trebui să îl încep primul, dar în opinia mea, evident că este ăla de mulțumire pentru cetățenii care mi-au dat încrederea, și aici vezi într-adevăr, îți vezi faptele. Nu cred că în România zilelor de astăzi mai merge să amăgim cetățenii. Da. Oamenii s-au învățat cu fapte reale. Dacă vine cineva și mai spune că o să facă, la momentul de față nu mai ține. O mai ține. Poate une merge mai mult pe online. Dar în mediul rural, din punctul meu de vedere, și nu numai din punctul meu de vedere, și din punct de vedere al colegilor, dacă nu faci o administrație de calitate, îți iei băgăjelul și mergi acasă, lași pe altcineva. Fapt nu întâmplător, la alegerile din vară am luat mandatul, am preiau de acum mandatul, dar alegerile fiind la momentul de atunci, m-au acreditat cu 74% din voturi. Ceea ce este o creștere, corect. Țin foarte bine minte, pentru că la primul mandat am luat cu 24%, așa a fost situația la vremea respectivă, cu 54% în 2020, și cum era și firesc până urmă, anul acesta cu 74%. Nu am cuvinte pentru cetățenii din comuna Grozești, sunt oameni onești, oameni responsabili, oameni care au învățat, au văzut ce înseamnă lucrurile de calitate, au simțit ce înseamnă respectul pentru ei, să fie respectați în administrația locală. Nu putem spune că mulțumim pe toată lumea. Sunt ien și ien probleme, dar cred că am dat dovadă în acești 8 ani de zile că lucrurile pot deveni realitate la propriu.
Pentru că discutam despre linia de start. Chiar dacă alegerile au fost în vară, iată că se așteaptă acum pe ultima 100 de metri, trebuia de la sfârșitul lunii trecute, dar, mă rog, toate merg așa cum, probabil, după vreme. Dar iată că anul 2024, în esență, este un an foarte greu și foarte încărcat din punct de vedere politic și aici mă gândesc că este an electoral pe toate palierele și problema asta nu mai afectează, ce urmează de acum înainte nu mai afectează administrațiile, dar este foarte interesant de știut și de aceea în această seară vom călători așa metaforic prin comuna Grozești. La acest moment eu consider că pentru dumneavoastră și Consiliul Local care a fost în funcție cu viceprimarul dumneavoastră este un moment de bilanț. Au trecut alegerile, iată că dumneavoastră a trebuit să vă faceți treaba, indiferent că alții zburdau pe coclauri, primarul în funcție n-are timp de așa ceva. Și aș fi încântată dacă pentru telespectatorii noștri din întreaga Moldovă, și să știți că ajungem și peste frontiere prin intermediul Facebook-ului, cam care ar fi bilanțul mandatelor dumneavoastră, dar în special al ultimului mandat? Da, bilanțul s-a făcut deja. Nu, noi lege. Zicem în linii mari, creionăm în tot ce înseamnă infrastructură și să le enumerăm. Da, am suficiente investiții, asta o dovedit-o și am spus-o și la emisiunile anterioare. Grozeștiul este închis la momentul de față în ceea ce ține de infrastructură pe apă și canalizare. Nu mai avem de lucru la acel obiectiv. Mai avem de lucru, acum avem în derulare un proiect de asfaltare al comunei de 5,2 km de asfalt. Au trecut un an de la autorizație. Eu, când vine vorba de lucruri pentru ani de zile, nu mă grăbesc, pentru că este o zonă deșes, unde pot mai apar probleme din cauza solului. Da. Din cauza solului, solul e un sol, unele locuri foarte nisipos și acolo poți să ai probleme. De aia am făcut terasamentele aproape pe cam 75% din drum sunt făcute terasamentele. Așteptăm, probabil o să turnăm asfalt anul ăsta sau poate nu. Nu mă grăbesc pentru că o iarnă cu precipitații suficiente îți spune unde trebuie să mai intervii sau nu. Pentru că după ce torni covorul asfaltic, e mai greu de intervenit și, evident, și costurile sunt altele. În ceea ce ține de drumuri. Dar avem foarte multe proiecte pe care mulți nici nu le văd. Am achiziționat deja două microbuze electrice prin PNRR. Suntem în stadiu de înființare unei societăți, pentru că nu avem societate să preia acele microbuze ca să delegăm de gestiunea. Trebuie să înființăm serviciul de transport. Mai avem puțin de lucrat la documentație și ulterior va fi un transport public Prisecani, Grozești, Răducăneni, ceea ce avantajează într-o mare măsură elevii care fac naveta la liceul din Răducăneni, dar chiar și cetățenii care Corect. Se mișcă între aceste două comuni. Mulți mai sunt și cârcotași pe aici, pe acolo, dar ce trebuie transport public între două comuni păi la țară? Păi ce să facă? Să meargă pe jos? Nu, exact. Trebuie să lăsăm oamenii să meargă pe jos. Și să meargă civilizat. Costurile o să fie acolo în prețul pieței, poate un pic mai jos, pentru că trebuie să conștientizăm faptul că nimic nu funcționează fără bani. Da? Adică o să fie salariați, o să fie costuri de întreținere ale acelor microbuze și nu
le putem ține, nu suntem administrații atât de mari ca să le putem ține doar din bugetul propriu. Prin același PNRR implementez la momentul de față montarea de camere de supraveghere. Toată comuna va fi supravegheată video și atunci, cu siguranță, chiar dacă faptele de natură infracțională, mă refer, chiar și contravențională, au scăzut, cu siguranță vor scădea mai mult, pentru că frica păzește totul. Da, sau da? Imaginile de pe cameră vor fi relevante. Imaginile de pe cameră vor fi foarte relevante. Sunt și camere de LPR-uri, așa cum le spun în termeni tehnici, care citesc numerele la autovehicule. Adică e greu să intri în comună, să ieși și să nu știu ce mașină a intrat sau a ieșit, pentru că se întâmplă multe lucruri care nu ar trebui să se întâmple în ziua de astăzi. În paralel, încă mai lucrez la școala gimnazială și unica școală și îmi dau toată atenția mie spre acea școală pentru a obține autorizația de funcționare ISU, ca să pot închide acel proiect prin programul operațional regional. Suntem condiționați de a obține autorizația ISU, fapt pentru care tot din bugetul local, comună mică, dar trebuie banul, trebuie chipzuit în așa fel ca să îți ajungă pentru toate investițiile și trebuie să obținem și acea autorizație. Lucrările s-au făcut în proporție de 85%, mai avem doar mici chestiuni la sistemul de alarmare și o să depunem pentru autorizație ca să închid și acel contract de finanțare. Din bugetul local, tot din bugetul local, fără niciun sprijin de nicăieri, am construit un teren de multisport pentru cetățenii din comună, care se funcționează într-un program strict supravegheat. Nu-l voi lăsa la liber niciodată, pentru că am văzut terenuri de sport lăsate la liber. Exact. Și se vandalizează. Îți este milă să te uiți la ele, dar se organizează săptămânal, de 2 ori pe săptămână, de 3 ori pe săptămână, de câte ori vor doritorii de sport să joace fotbal, în special, poate să joace și tenis de câmp, dar în special fotbal, este folosit de copiii de la școală. Copiii vin și stau pe sintetic ca și cum ar sta pe covor acasă. Deci, încă o condiție pentru copiii din școala Grozești. Și, evident, continuăm și am continuat de fiecare dată. Suntem la finanțarea 10 pe programul de cadastru și carte funciară. Mai avem câteva sectoare cadastrale care au mai rămas să definitivăm tot ce ține de extravilan, dar și o parte din intravilan, așa cum sunt prinse în sectoarele cadastrale, este de treabă. Este mult. Da. Este mult și probabil că sunt și din astea foarte multe mici de întreținere, dar numai dacă mă gândesc la cimitirile din comună, 2 hectare de cimitire, care le țin cu, am 6 oameni la ajutor social, cu aia am cosit vegetația, cu aia fac multe treburi în comună, sunt utili, am ajuns să deveni utile și acele persoane care erau blamate de multe ori. Nu-i blamez, muncesc cu onest, cu toată inima, își respectă programul, își respectă orele care trebuie să le facă, mă refer la orele la propriu de muncă. Nu au cum să dea de pe unul pe altul, că ar trebui să muncească numai 1-2. Atunci trebuie să muncească toți, pentru că toți sunt remunerați așa cum sunt remunerați. Nu am făcut eu legea, doar trebuie să o aplicăm. Și să o respectați. Și să o respectăm, evident. Și evident, v-am spus, sunt foarte multe lucruri care trebuie să făcute, mai ales că funcționăm cu un aparat de specialitate foarte, foarte mic.
nici nu ne permite bugetul să angajăm foarte mulți oameni, dar și procedura de a copta oameni în administrație s-a complicat puțin. Am avut organizat acum două luni de zile un concurs pe impozite și taxe. Nu a reușit niciun candidat să ia notă de trecere. O să-l mai scoatem o dată la concurs. O să vedem ce se întâmplă. Da, banii nu sunt mulți, mai ales la... Posturile sunt blocate în administrație. Nu sunt blocate, nu? Dacă sunt vacante. Da, exact. Dacă sunt vacante, nu sunt blocate. Putem angaja oameni. Numai fiind comună de gradul 4, nu sunt doritori atât de mulți, pentru că salariul pornește foarte de jos. La 2800-2900 de lei pe lună nu este atât de atractiv ca să intri în administrație. Sau poate cineva, pentru cineva care e atractiv, e atractiv ca să stea să-și facă stagiul în administrația respectivă și ulterior să meargă spre o administrație mai mare, unde evident că este o altă grilă de salarizare. Eu de fiecare dată am tras semnale de alarmă, pentru că nu este corect. Până la urmă, acei oameni, tot 8 ore vin la servici, fac aceeași treabă, poate cum o fac 3-4 în altă administrație, și nu este corect să fie remunerația atât de mică, dar din păcate asta este situația, cu asta ne luptăm, mergem înainte, mergem cu, chiar cu drag, mergem înainte. Ce nu poate face aparatul de specialitate, face domnul primar cu domnul vice și mergem înainte. Da, și să știți că ascultându-vă, eu primesc mesaje din toate direcțiile. Nu știu dacă mai mari acestei țări, și iată vin alegerile, conștientizează ce pensie va avea un funcționar, un salariat din administrația publică locală după ce are un asemenea venit. Vă dau eu exemplu. Secretarul general al comunei a ieșit la pensie anul trecut, în februarie, cu o pensie de 2400 de lei după 40 de ani de muncă. Da, pentru că secretarul are cât de cât... A avut un salar cât a viceprimarul. Da, exact. Trei salarii dar minim un funcționar pe economie. Simplu care pleacă cu 2400, simplu, cu așa ceva... Un funcționar simplu... Au ieșit anul ăsta doi funcționari din, de pe impozite și taxe și de pe ramura de cultură de la bibliotecă, 1600 de lei. Da. Și am văzut că s-a mers pe premiza și s-a votat legea pensiilor. Cei care nu au putut contribui, cei care trebuie să primească toată lumea, că suntem în România, vor avea tot 1600. Păi aici nu-i corect. Și atunci, exact despre asta este vorba. Da, probabil că ușor, ușor, sunt foarte multe inechități în România. Ușor, ușor, eu am încredere că se vor rezolva și aceste inechități, adică nu, cineva, o pensie socială nu poate să fie egală cu pensia unui om care totuși o contribuie. A muncit 40 de ani 40 cu un salar de mic. Ani. Că așa era ramura. Așa a fost ramura. Așa este ramura și la momentul de față. Adică am angajați în instituție care au 20 de ani de vechime și au 3500 de lei salar. Adică mai mult de acolo mai cresc pe sporul de vechime, tot mai... Dar ăla este infim. Exact. Infim și... Și acum este momentul în care trebuie să conștientizăm acest lucru, iese la pensie sau au ieșit de un an, de doi, cadre didactice, cadre pregătite, ingineri sau muncitori din industria textilă, din sănătate, care au avut salarii mizerabile. Și care a fost vina? Dacă stai să te gândești acum, vedeți, oamenii aceștia muncesc pe nimic, comparativ cu alții care... Doamna Mona, suntem într-un an, am parcurs un an electoral, încă n-am ieșit. Păi tocmai. Și cu siguranță se va promite...
Trebuie să fim frumos. Atenți dincolo de ceea ce se promite, da. Că doare. Din discuțiile avute cu colegii noștri cu, de partid și cu domnii parlamentari, s-au în vedere aceste inechități, pentru că nu este normal. Am trecut etapa aia de România educată, poate o să intrăm într-o altă etapă, cred că am meritat după 30 de ani să intrăm într-o altă etapă. Da, și se bagatelizează foarte mult când spun pensionarii. Păi pensionarii au susținut economia, au muncit, de bine evident de rău au contribuit. Evident că da. Nu știm ce facem de acum înainte, că asta e viața. Eu cred că Dumnezeu nu l-am supărat atât de tare ca să ne piardă. Da, da, cred că deși l-am supărat, da. Dar nu cred că atât de tare, totuși România mai este salvată de câte ceva. Ne întoarcem la Comuna Grozești și pentru că ați trecut în linii mari ceea ce ați reușit să bifați în comună, a început anul școlar. Întrebarea este... Parcă am văzut o undă de tristețe la dumneavoastră când ați spus că am o școală și e logic, fiecare primar, fiecare în gospodăria lui își dorește să fie totul ca la carte. Cum stați cu natalitatea acum? Da, din păcate e foarte... Aceeași problemă. E același trend. Aceeași problemă ca peste tot. Aici chiar nu poți face nimic. Ne îmbătrânesc comunitățile și nu se mai nasc copii. Da. Deci dacă nu vom avea investiții pe toate zonele și pe toate ramurile, cu siguranță aici vom ajunge să dispărem ca nații. Dar, na, noi sperăm. Acum au început să mă întorc. Eu mai glumesc cu unii care se întorc la Baștină. Tot respectul pentru dumneavoastră. Dar eu am nevoie de tineri. Da, dacă, da, corect. Dacă îmi vii la pensie și vii acasă, la casa părintească sau alții și-au făcut o casă, tot respectul. Dar vin doar cu pretenții, vin doar cu cerințe. Da. Eu am nevoie de tineri. Cu impresii din exterior. Da, mai multe sau mai puține. Nu știu, eu cred că am act de cojoc cu fiecăruia și le-am tratat de fiecare cu maximă și responsabilitate, dar și am mai dat din bunul simț și în altă parte. Nu chiar venim că aici totul trebuie să se rezolve. Pentru telespectatorii noștri, câți kilometri sunt până în municipiul Iași de la Grozești? Pe ruta Tomești-Țuțora Prisecan-Grozești sunt 35 de kilometri. Nu e atât de departe. Cu siguranță cetățeanul din Grozești ajungem mai repede în zona Carrefour decât cei din Miroslava, nu, să nu mă înțeleagă nimeni greșit. Da, nu fac de aglomerația nicio traficului aluzie. L-am luat în piept. L-am gustat în și eu în seara asta, că am fost la limită să nu ajung la timp. Iar pe ruta Grozești-Răducăneni-Iași sunt 55 de kilometri. Da, da, nu mai are sens, nu mai are sens, avem un drum extraordinar de bun și să nu se supere nimeni pe mine, Dumnezeu să-i dea sănătate domnului senator Marcel Popa. Da, da, pentru asta contează foarte mult. Eu am spus mereu aici în emisiune, drumurile acestea județene au o importanță vitală, mai ales în zone unde drumurile naționale sunt aproape blocate. Dovadă este zona Buciumului. Ce să mai zicem? O să fie bine. La vară o să fie cald, domnule da, primar. Da, da, da. Ne apropiem de pauza de publicitate și îmi doresc după pauza de publicitate să discutăm puțin și despre proiectele de perspectivă, dar vom deschide și cutia Pandorei. Pentru că, așa cum spun de fiecare dată, administrație fără piedici, fără obstacole, fără greutăți nu există și acestea de obicei sunt
interschimbabile. Adică discutam și în alte emisiuni, odată în capitolul vulnerabilități era problema câinilor fără stăpâni, odată a intervenit selectarea gunoiului. Încă mai este și la ora actuală și selectarea gunoiului mai dar este o vulnerabilitate. Dar ne reluăm discuția după sigur o scurtă pauză da. De publicitate. Revenim. Am revenit, dragi telespectatori, suntem din nou în direct cu dumneavoastră și pentru cei care îți deschis televizoarele mai târziu, precizez că în această seară am făcut un popas metaforic în comuna Grozești din județul Iași, iar invitatul meu în platou este primarul comunei, domnul George Cristea, fostul și viitorul primar al comunei, ca să facem și această precizare, pentru că am spus în prima parte a emisiunii că domnia sa este la al treilea, iată, intră în al treilea mandat. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre un mini-bilanț al tot ceea ce s-a făcut și tot ceea ce s-a bifat dintre proiectele propuse în Comuna Grozești pentru condiții civilizate, pentru o viață mai bună, pentru dorința cetățenilor care, iată, dumneavoastră, cei care sunteți departe de țară, aveți posibilitatea să vă întoarceți acasă și, așa cum discutam și în prima parte a emisiunii pe final, la 35 de kilometri de Iași merită să vă întoarceți acasă pentru că perspectiva oricum s-a schimbat și la noi. Nu uitați, suntem live și pe pagina de Facebook Telem Iași, astfel încât dumneavoastră, cei care mi-ați scris că sunteți departe și vă doriți să aflați noutățile de acasă, aveți posibilitatea să o faceți. Vorbeam înainte de pauza de publicitate, domnule primar, și n-aș vrea să trecem ușor peste aceste vulnerabilități și vorbeam despre selectarea gunoiului și despre gunoiul menajer, despre lucruri care sunt firești până la urmă în viața de zi cu zi. În anii din urmă era groapa comunală, era groapa orașului și se rezolva. Acum da. Deja suntem sub alte auspicii. Da, deja o problemă s-a rezolvat printr-o lege, da? S-a mărit prețul cu 50 de bani la peturi, la doze, la sticle și deja am scăpat de... Da, de o parte din... De o parte din acele... sticle aruncate la întâmplare pe marginea drumului. Dureros este că cei care sunt civilizați și sunt foarte mulți și vin așa cu un aer de a, dar unde mergem noi? Nu e așa ceva. Și când îl vezi că deschide geamul și aruncă doza de sau paharul de cafea pe geam, cam nu prea ți lasă un gust atât de dulce. Da, corect. Corect. Da? Nici o impresie dar, bună. Impresii nici nu mai discutăm. Dar vin că ar trebui făcut cu tare. Păi ar trebui făcut cu tare, dar orice lucru începe cu noi. Dacă noi respectăm anumite legi, anumite coduri de bune maniere, anumite practici, cu siguranță o să avem o viață mai frumoasă. Nu vă ascund faptul că mai avem încă probleme pe tema asta de a arunca gunoiul pe unde apucă fiecare, dar așa cum v-am spus din prima parte, odată cu montarea, cu finalizarea, montarea acelor camere care sunt puse strategic pe, la toate intersecțiile și la toate intrările și ieșirile din localități, nu se mai pot eschiva. Adică imaginile o să rămână și cel care aruncă gunoi la întâmplare va plăti. Deocamdată amenzile sunt 300 de lei pentru aceste fapte. De comportament de 7 ani de acasă. Da, nu le mai definesc, că sunt definite prin discuții. Și prin lege. Dar și eu cred că vom depăși și acest moment. Evident că avem pregătit și saci să le dăm la
locuitori, nu mai ajungem că suntem așa parcă într-o cursă contra cronometru în continuu. O să mergem la fiecare și o să le dăm saci pentru gunoiul menajer și se pare că se va rezolva într-o oarecare măsură. Nu vă ascund faptul că a crescut semnificativ cantitatea de gunoi care o ia Gerexim-ul de la cetățeni și care noi o plătim și o plătim, numai noi știm cum plătim acele facturi. Pe care facturi, dumneavoastră o plătiți chiar dacă cetățeanul nu a venit să plătească. Indiferent de situație, noi trebuie să plătim, că altfel ajungem prin instanță și chiar urăsc această procedură. Nu avem ce face la momentul de față, deși nu-i corect din punctul multor primari această problemă, dar se pare că nu prea avem ce face, că asta e situația la noi. Eu cred că în cel mai scurt timp... Mă scuzați că vă întrerup. Odată cu montarea acelor camere de supraveghere, veți reuși să vedeți și cine vine și vă lasă cadouri lătrătoare sau mieunătoare? Era următorul subiect, da, care vrem, exact, să-l abordăm. Foarte mulți vin mașini, nu știu de unde vin, probabil, na, ori din localități, ori de la centre, ori de nu știu unde, și lasă câini. Acum pisicile nu sunt atât de dăunătoare și stricătoare. Pisica se mai hrănește cu un șoarec de pe, exact, câmp, cu o pasăre. E altceva. Cu o vrăbiuță. Dar problema câinilor aduși în comune este o problemă gravă. Aproape lună de lună vedem alți câini care nu i-am văzut niciodată. Și cu siguranță este un disconfort și pentru cetățenii din Comuna Grozești. Da, că pentru că ei devin și agresivi, fiind purtați din loc în loc, nu cunosc zona și ei sunt în gardă. Da, ai noștri cetățeni mai sunt și pe la noi câțiva mai neglijenți, dar îi mai speriem așa cu duhul blândeții, ca să nu se sperie prea tare, și își mai pun la adăpost acele animăluțe, pentru că nu este firesc. Sunt foarte multe persoane care au fobie la câini și nici numai cât al vede deja nu mai poate să mai facă un pas, adică nu trebuie luat în sub formă de glumă, că dacă câinele meu nu face nimic, câinele meu e cu minte. Nu mă interesează, e câinele tău, îl ții în curte, corect, nu pe stradă. Și până la urmă există lege, mulți ani de zile ne-am luptat până a apărut acea lege care prevede foarte clar amendarea și urâtă a proprietarilor de câini care nu sunt de rasă și care nu sunt înregistrați în REX, în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân, și sterilizați și microcipați. Păi despre ce vorbim? Anul trecut am făcut o campanie de sterilizare și am plătit-o noi, cu hotărâri de Consiliul Local, am identificat o sursă acolo cât s-a putut și am făcut o campanie de sterilizare și la mâți, la pisici și la câini. Probabil o să facem și anul ăsta dacă o să ne permită bugetul, dar nu știu dacă problema se rezolvă doar așa, pentru că, dar trebuie să facem câte ceva, că nu e vinovat de nimic ce se întâmplă în comună, nu este vinovat decât primarul sau viceprimarul. Da, și chiar și nu altă soluție decât sterilizarea, nu văd. Da, sterilizarea, și oamenii trebuie să conștientizeze că dacă ai un animăluț, trebuie să-l ții în ogradă pentru a nu crea disconfort alte persoane. Da, și ideal este să-l sterilizeze, să nu se mulțească. Să nu se mulțească. Nu mai are ce face, că îți vine cățelușa cu 10-12 puișori și se apucă de făcut daruri. Ușor, ușor, și ca să trec la partea de salubrizare, nu pot spune că stăm foarte rău la capitolul salubrizare în comparație cu ce am văzut prin țară.
Da. E greu. E complicat și chiar aproape de ora exactă. Uh-huh. Da? Noi stăm bine. Bine, vă ajută și geografia. Ne ajută. E mai greu cu cei care urcă și coboară. Da, și... stăm binișor, dar este loc de mai bine, pentru că acum nu mai poți să mai spui că, da ce, uite, mă dau să ies pe drum și mă înglod și nu pot să duc gunoiul, nu poate să vină mașina să-mi ia gunoiul, dar ce, astea nu-s condiții. Nu mai, am trecut momentele. Uh-huh. Am trecut. Dar având condiții mai bune de trai, trebuie să ne responsabilizăm și noi un pic mai bine și nu spun acum că oamenii din Grozești, cetățenii din Grozești sunt needucați. Dar mai este loc și de mai bine. Sunt oameni onești, oameni responsabili, oameni cu bun simț, dar nu există păduri fără uscături. Da, și până la urmă și precizările, s-au făcut campanii apropo de selectarea gunoiului, mai ales acelui uscat, plastic, nu, carton și așa mai departe. Campaniile se fac. Dar un pic vag. Cine nu vrea să înțeleagă, până ce nu-l amendez, nu va înțelege niciodată și am procesul verbal pregătit. În momentul cum am dat drumul la camerele de supraveghere, personal voi aplica amenzi, fără nici o reținere. Indiferent, poate fi și fratele. Ai greșit, plătești, pentru că altă soluție nu există. Pentru că ce se întâmplă? Nu trebuie să mai pomenim de gunoi, de grajdi, dus aiurea, de strujeni, de frunzi. Frunzile aruncate în grădină, ai săpat, putrezesc, este îngrășământ natural la pământ, dar orice rest vegetal este îngrășământ natural, nu doar frunze și strujeni. Creanga, sunt foarte mulți și foarte comozi. Săptămâna viitoare avem o campanie de strângere a deșeurilor din mobilier și deșeuri periculoase, adică acțiuni se fac pe orice domeniu. Le aduce acolo, le punem, le depozităm. Nu-i cazul să găsim mobila aruncată pe la întâmplare, pentru că până la urmă nu-ți mai trebuie. O faci bucățele, o pui pe foc. Suntem în mediul rural, majoritatea nu există să nu facă cineva foc. Ori are centrală, ori are o sobă, ori ceva are ca să te folosești de cel material lemnos până la urmă. Da, nu vine nimeni să-ți interzic că nu pune... Sau îl dai la un necăjit. Sau îl dai la un necăjit. Nu, cu necăjiții... Mai greu. E mai sensibilă treaba cu necăjiții. Ești pretențios. Necăjiții au devenit mai pretențioși acum așa. Nu mai... Chiar nu mai au nevoie de orice lucru de netrebuință pe cuiva. Chiar dacă acel lucru este bun, dacă nu este pe placul și în trend cu zilele care le trăim. Da, e și aici un subiect de discuție pentru altă emisiune. Da. Gândesc că în acest mare capitol al vulnerabilităților, al cutiei Pandorei, aș include și iată situația care a lovit, din nefericire, foarte multe comunități și mă refer la vara extrem de caniculară și o toamnă foarte călduroasă și acele incendii de vegetație care au dus la pierderi chiar de vieți omenești. Pe partea de agricultură, că vorbim de secetă, de 3 ani de zile, fermierii nu au voie să are miriștele. Este o măsură stabilită de Ministerul Agriculturii în vederea reducerii încălzirii globale și să fim mai prietenoși. Lasă că vine neon și dă foc. Mai prietenoși cu mediul. Corect. Da. De 3 ani de zile. Da? Foarte mulți, acum în situația asta, că după o secetă a venit o perioadă de ploi, sunt în situația să nu-și mai poată lucra terenurile. Pentru că până pe 10 octombrie nu ai voie să ari sau să scarifici mai adânc acele miriști.
Dar eu i-am mai întrebat și pe alții. Nimeni nu răspunde. Aveți 3 ani de zile de când ați aplicat o măsură. Dar noi avem 3 ani de zile cu secetă severă la rând. Oare sunt bune măsurile astea? Oare nu ar trebui să lase fermierul să-și lucreze pământul sau țăranul să-și lucreze pământul cum știe el? Venim cu fel și fel de măsuri din astea de ochiate care nimeni nu răspunde pentru ele? 3 ani de măsuri pentru chestiuni, 3 ani de secetă severă la rând. Eu cred că cineva ar trebui să-și tragă niște semnale de alarmă. Bun, a venit o directivă de la Uniunea Europeană. Nu se pretează la noi. Nu se pretează. Lăsăm oamenii să-și facă treaba așa cum știu ei. Pentru că, din fericire, încă la noi s-a mai făcut zona, mă refer, zona Moldovei. Dar de la Galați încolo a fost pârjol. Pârjol, adică acei oameni nu au cules nimic de pe câmp. Și te miri că vii, păi nu poți acoperi cu 100 de euro per hectar cheltuielile care le face un fermier pe acele terenuri. Și eu cred că ar trebui să mai renunțe la niște măsuri din astea de ochiate, ar trebui să sprijine mai mult activitatea de producție. Bun, acum... De irigații? Cred, de ce nu? De irigații nu mai discutăm. Majoritatea au instalații de irigat. Mai este o problemă cu apa. Mai avem oarecum sprijin de la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Iași. Ne dă apă, da, doar pe canalul principal, nu și pe canalele secundare. Ei știu de ce, au regulamentul lor. Nu ne putem pune cu ei pentru că nu ai cum. Nu prea bat regulamentele. Nu bat deloc. Nu bat regulamentele cu realitatea. Cu realitatea. Da. Nu că nu bat. Nu, chiar nu ne interesează pe noi ce faci. Nu dăm apă pentru animalii, nu dăm apă pentru aia, nu dăm apă pentru aia. Toate sunt legate. Soluția e importantă. Toate sunt legate între ele. Deci dacă noi distrugem fauna, flora și tot ecosistemul ăsta, ușor, ușor ne distrugem și pe noi. Da. Și nu-i bine. Pănuiesc că o să reflectez asupra anumitor probleme. Mai mult de atât, iată, a venit acest val de precipitații abundente care... Dumnezeu să le ajute la vine și cu frigul, știți că de săptămâna viitoare temperatura sub zero. Acum că vine cu frigul, nu e o problemă. Eu și aici am tras niște semnale de alarmă, chiar dacă ploile au venit exact când am organizat Ziua Comunei, dar eu am organizat Ziua Comunei. Da, sâmbătă am făcut desecări, duminică am cântat și am dansat. Că așa este situația. Nu putem să, gata, ne oprim, închidem tot. Este o activitate organizată la nivel de comună, nu ne-am oprit. Dar au venit acele mesaje că trebuie să facem permanenți. Da, facem permanenți. Cu dragi colegi, cu mare drag, prin rotații, facem permanență. Ce să fac eu la permanență la Comuna Grozești? Comuna Grozești nu a venit niciodată cu solicitări pe situații de urgență. E zonă de șes. Nu am avut. Nu că nu am vrut să fac. Nu am avut. Mai mult de atât am fost sunat că o să vină să montez o tabără pentru sinistrați. Îmi spun, unde să montați tabăra de sinistrați pentru sinistrați? Pe un teren de sport. Dar eu sunt pe terenul de sport acum și terenul de sport în apă. Montați în apă acele containere? Uh-huh. Păi atunci trebuie să ne orientăm în altă parte. Adică sunt niște chestiuni care nu trebuie generalizate. Într-adevăr, ferească Dumnezeu, cum a fost la Galați, cum a fost partea Vasluiului și la noi, zonele de deal unii. Da, într-adevăr, e clar că la deal e o problemă apa multă în termen scurt. Dar să facem permanență la primărie ca să ce? Ce să facem la primărie? Să văd cum plouă afară. Mai mult de atât, a venit al doilea cod și al doua avertizare, au plouat jumătate de litru la metru pătrat. De ce nu răspunde nimeni pentru treburile astea?
noi trebuie să-i executăm. Și vă spun sincer că în timp, chiar când eram eu la permanență, am fost sunat de un coleg de la o comună vecină, vezi că vine ISU în control. Da. Adică ce am ajuns? A plecat să adune bani. Dar noi nu ne facem treaba de frică. Da, corect. Noi ne facem treaba cu maximă responsabilitate atunci când trebuie. Dar nici nu vin să joc teatru în comună. Da? Că să facem noi acțiuni, să vedem cum reacționează. Dom'le, Grozești a fost în 74 luat de apă. Oamenii știu cum să reacționeze în caz de probleme. Dar nu, noi nu suntem regizori de film. Nu suntem actori ca să facem noi fel și fel de regii, fel și fel de scamatorii pe acolo ca să arătăm, să dăm bine că, domnule, suntem instruiți. Trebuie, nu știu... Domnule primar, vine iarna. Clar vine iarna. Foarte bine, să vină. Un timp foarte frumos. Da. Cum ați gândit pregătirile pentru sezonul rece? Pentru că iarna nu-i ca vara, cum spunea vestitul președinte, și pe bune. Că uneori, iată că s-a dovedit că vara e ca iarna și iarna e ca vara. Că se încălzește și nu mai știm dacă până o să colindăm cu Mona, pere în copaci. Cred că aveam, nu știu, 22 de ani. Lucram pe undeva, pe la un magazin, pe la vamă, pe la Albița. Era o plăcere deosebită de a scoate oamenii din zăpadă, de a-i ajuta. Da, da. Păi acum când cu frâile în mână, eu să las oamenii din zăpadă, e plăcerea mea, la ora 2 noaptea, 3 noaptea, 4, cel târziu am plecat, dezăpezesc. Anul ăsta am mai dat o categorie ca să nu să mai ia cineva de mine că nu am categoria respectivă, ca să pot să conduc un tractor cu lamă. Tractorul este al meu personal, lama este de la primărie. Nu a stat niciodată cetățenii din comuna Grozești, nu a stat niciodată în zăpadă. O aștept ca până caldă zăpada. Da, pentru că e atât de necesară. Ne-au mai dat și niște bătaie de cap pe zona de deal, că ne rupe legătura asta, da? Legătura asta între Grozești și Bohotin. Dar o rezolvăm, tragem din răsputeri. Aveți zone vulnerabile? Nu zone avem. Nu avem, de asta vă spun. Da. E o comună ușoară, eu aștept, v-am spus, sincer vă spun, aștept zăpada ca pe o mană cerească. E frumos, împodobește Bradu în alb. Da, e frumos. Aici e un subiect aproape închis. Pentru că suntem pe final de emisiune, mai avem 2 minute la dispoziție. Aș vrea să vă întreb și de, spuneați despre zilele comunei. Cum stați la capitolul cultură, sport și așa mai departe? Da, încă nu am ajuns, vă spun sincer. Ca să iei de la am avut de foarte, la mult, foarte multe minusuri, da. Foarte multe minusuri, și ca să le duci treptat pe o treaptă mai superioară, îți trebuie timp și resurse financiare. Având în vedere că am cam terminat cu greutățile, cheltuielile grele, mă refer, bun, că el de făcut oricum o să găsim, mai avem multe de făcut, mai am de izolat și schimbat acoperișul la dispensarul uman, mai trebuie o casă de cultură, mai trebuie o sală de sport care e promisă de domnii parlamentari, dar nu știu prin ce an, mai sunt multe lucruri, da, care trebuie să investesc. Și nu vă spun că cresc și costurile la întreținere. Iluminat de la lăsatul serii până dimineața, da, pe toate străzile. Și noaptea e lungă. Alte costuri. Noaptea e lungă, sunt alte costuri. O să vină camerele de supraveghere, alte costuri. Mai avem acum, până ce terminăm cu predatul către apa vitală, cu canalizarea, avem și acolo pompe care consumă foarte mult. Sunt costuri care toate trebuie gestionate foarte bine și să nu rămâi cu datorii, nu e frumos, nu e firesc, nici nu mă angrenez în lucrări dacă știu că nu am, nu am cum să le plătesc. Pe principiu te întinzi cât ți-e plac, mă? E evident că da. Și, na, mai sunt, avem multe de făcut și multe de înfăptuit, multe de zis.
Da, și ați spus ceva de Ziua Comunii, e cel mai frumos eveniment. Corect. Care îl fac cu mare drag. Chiar atunci dacă când se adună fiii satului? Vai, deci eu vă spun, este o bucurie imensă pentru oameni și vin cu atâta drag și cu atâta bucurie la aceste sărbători, această sărbătoare, că e una pe Grozeș și mai este una mai mică pe Colțicorne, care mi-am propus anul viitor să o schimb la o altă dată, pentru că este cu o săptămână înaintea zilei comunei de la Grozești și nu prea se leagă la un timp atât de scurt. Da, avem în continuu, deocamdată tot la foc automat suntem, tot din una în alta. Nu aș putea spune că mâine mă duc la primărie și am o agendă clară, numai asta fac. Nu există așa ceva, pentru că prioritatea este omul și când vine trebuie rezolvat. Domnule primar, din păcate timpul a trecut și nici măcar nu mi-am permis să mai deschid capitolul proiecte de perspectivă. Ne vom mai întâlni, sper eu, mai des. Sperăm să ne permită și vremea și vremurile, pentru că asta este mai situația. Mai bine vremurile. Păi, vremea ne permite. Da, vremea ne permite, că mergem pe asfalt. Și o avem aici. Corect. Aproape pe cuvioasa Parascheva, exact, care ne scoate care ne din ocrotește. Toate. Vă mulțumesc pentru participare, vă și doresc succes. Mulțumesc. Și sper să ne revedem cu vești bune. Mulțumesc și eu. Dragi telespectatori, iată că am ajuns la final. Vă mulțumesc că ați ales TLM Iași, emisiunea La Pas prin județele Moldovei. Aștept în continuare mesajele dumneavoastră și până săptămâna viitoare vă doresc toate cele bune.